În anii 20, o epocă a inovațiilor și a imaginației fără margini, ziarele nu doar că relatau știrile zilei, ci se aventurau și în arta prezicerii viitorului. Descoperirile recente ale cercetătorului Paul Ferry de la Universitatea din Calgary au adus în atenția publicului cât de anticipative și, într-o oarecare măsură, surprinzător de exacte, au fost unele dintre aceste profeții pentru anul 2024. Ziarul a prezis cu îndrăzneală explorarea spațiului și zborul uman în cosmos, o ambiție ce părea desprinsă din paginile unui roman SF la vremea respectivă, dar care în deceniile următoare a devenit o realizare emblematică a umanității. Articolele din acea epocă sugerau că majoritatea oamenilor vor trăi cel puțin 100 de ani, anticipând progresele medicale care ar extinde durata de viață. Deși această viziune rămâne încă o aspirație, progresul medicinei a împins limitele vârstei și a calității vieții. O previziune intrigantă se referea la fotografiile de familie, sugerând că albumele tradiționale vor fi înlocuite cu imagini video. Pe de altă parte, unele profeții păreau mai puțin ancorate în realitate. Un articol optimist sugera că cinematograful va juca un rol crucial în instalarea păcii mondiale, un ideal nobil, dar care, din păcate, nu s-a materializat. Profețiile unui ziar din anii 20 pentru 2024 dezvăluie o fereastră fascinantă spre modul în care generațiile trecute și-au imaginat viitorul. Deși unele dintre aceste predicții au fost surprinzător de precise, altele rămân amintiri ale unei epoci de optimism și curiozitate nesfârșită.